După multe discuții fără finalitate, primarul Marcel Romanescu amenință autoritățile județene cu vizite la Ministerul de Interne, în urma cărora o parte din instituțiile care funcționează în Prefectura Gorj să fie mutate. Vreau să vă spun că în perioada imediat următoare, personal, voi merge la Ministrul de Interne pentru a rezolva această problemă. Am vorbit și cu președintele Dan Vâlceanu și vreau să merg la Ministrul de Interne să-i solicit până la urmă mutarea celor servicii de pașapoarte și permise în zona clădirii de la Universitate din zona Drăguie. Conducerea Prefecturii Gorj este arătată cu degetul pentru lipsa de reacție în această speță. Am văzut că instituția Prefectului nu face nimic în acest sens, nu face de 2 ani și jumătate. Ne-am onorat ca autoritate toate obligațiile pe care ni le-am asumat la întâlnirea cu Universitatea și cu instituția prefecturii, adică am cedat clădirea din, de la Liceu 4 Universității Constantin Brâncuș și urmau ca să se facă pași în așa fel încât instituția prefectului să preia într-o anumită formă juridică clădirea de la Drăgueni. Văd că oamenii nu înțeleg că prioritate pentru cetățeanul din Târgu Jiu este decongestionarea traficului, nu 10 sau 15 locuri de muncă din zona centrală. Și eu sunt sigur că voi rezolva această problemă cu ajutorul domnului ministru de la ministerul de interne și voi găsi cea mai, bună, cea mai bună soluție. În trecut, primarul a avertizat autoritățile că va lua parcarea de la prefectură, aceasta fiind în patrimoniul primăriei Târgu Jiu.